domnule prim-ministru, stimați oaspeți, dragi prieteni, sărbătorim în această seară cuvintele și muzica. Sărbătorim 7 ani de Europa FM, 7 ani cu cea mai bună muzică din 80 până astăzi, 7 ani cu știrile care contează. Este o sărbătoare în primul rând a echipei Europa FM, a oamenilor care de 7 ani au făcut din Europa FM o forță și o familie puternică. Sunt 7 ani de succes și suntem pregătiți pentru încă 7 de ani cu Europa FM în topul pieței media din România.